Accident tipic românesc, o mașină a lovit o vacă ce a apărut pe șosea. De un bieton surpriză a avut parte, miercuri dimineața, un șofer când pe drumul european 81 între localitățile Selejeni și Sărmășag a lovit o vacă ce din bun senin a apărut în fața autoturismului. Din fericire, șoferul nu a suferit leziuni de această dată, însă s-a ales cu o grozavă sperietură și cu paguba care nu se știe dacă va fi recuperată. În urma impactului puternic, bovina a murit, iar proprietara a fost identificată și amendată pentru că a lăsat animalul nesupravegheat. Mulțumim telespectatorului care a trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de e-mail zalotv@gmail.com, iar la 5 filmări veți primi cadou un tricou personalizat ZTV.